Frate Gabi, suntem live aici la pagina Bisericii Peniel. Ne bucurăm să fii cu noi în seara aceasta, până se mai adună oamenii. Domnul să te binecuvânteze, este o plăcere, este o bucurie să fim împreună. Celor ce ne urmăriți, vă invităm să fiți lucrători împreună cu noi în seara aceasta și să distribuiți acest material prin care vrem să atragem oamenii spre lucrurile spirituale în seara aceasta. În loc de un film, poate în loc de un meci, în loc de alte lucruri, vă invităm în seara aceasta să ne îndreptăm privirile spre lucrurile pe care le face Dumnezeu în viețile noastre, în viețile celor care vrem să facem voia Lui. De aceea pe toți vă binecuvântăm și ne bucurăm pentru cei care deja sunteți cu noi. Îl avem în seara aceasta împreună cu noi pe fratele pastor Gabi Zegrean, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Frate Gabi, n-ai fost de mult la Biserica Peniel, sunt 3 luni, ultima oară a fost 8 martie. Dacă ai un gând pentru cei din Peniel și pentru cei care ne urmăresc și poate pentru cei care nu te cunosc, sunt și oameni noi care dau like la pagina noastră, oameni care poate nu sunt din bisericile noastre, dacă vrei în introducere să aduci un salut și să ne spui câteva lucruri despre tine. Mulțumesc, frate Tiberiu, pentru că întotdeauna ai fost o gazdă bună și sigur că pentru Biserica Peniel mi-e dor de voi. Am avut atât de multe experiențe foarte frumoase, foarte înălțătoare, care au reprezentat pentru mine personal o încurajare și de multe ori am avut ocazia să vorbesc despre voi lucruri frumoase cu alții care nu erau de acolo și m-am lăudat cu tinerii, cu familiile din Peniel, cu pasiunea voastră pentru Dumnezeu, pentru biserică, chiar și atunci când trebuia să mergeți foarte devreme la biserică. Deci cu voi am avut cea mai faină experiență, cum e să pleci de la biserică la 9:30. Deci mi se părea foarte interesant și spuneam, oi, gata biserica, e 9:30 și putem să fim liberi. Pentru că trebuia să mergeți de la 8:30 și am spus în bisericile românilor din țară cât e de complicat unii dintre noi să mergem la 9 la biserică și acolo mergeau oameni la 8:30 și mai spuneam că voi sunteți în majoritate familii tinere cu copii și mă gândeam în Londra și nu în Beclean sau nici măcar în Cluj sau în Timișoara, chiar în Londra. Trebuia de vreme ca să ajung la 8:30 la biserică. Îmi imaginam ora 6:30 trezirea. Sigur, după o săptămână în care românii din diaspora nu s-au dus acolo să doarmă și să stea, ci lucrează non-stop, ore multe și apoi drumul spre casă, care înseamnă iar transport, aglomerație, ore. Deci nu este așa de simplu în diaspora cum unii cred că scovrigii agățat pe garduri și așa mai departe. Multă muncă, multă perseverență, dar sigur am avut foarte multe lucruri frumoase și bucurii și oameni care s-au întors la Dumnezeu, chiar botezuri multe, și am văzut cum Biserica Peniel a crescut. Iar pentru cei care nu mă știți acum, o să, seara asta chiar e bine să vă uitați, pentru că o să aflați mai multe lucruri despre mine, că eu personal în general nu îmi place să vorbesc mult despre mine, dar am convenit cu fratele pastor Tiberiu să deschidem un pic cutia vieții mele mai mult și să vorbesc despre viața mea, despre slujire, despre lucruri așa mai apropiate, despre care sigur pastorii nu prea vorbesc întotdeauna, ci doar atunci când sunt întrebați. Că sunt pastorii foarte educați care au învățat că nu e bine să vorbești neîntrebat. Și atunci când ești întrebat, sigur, e bine să putem să ne deschidem și să vorbim. Vă binecuvântez pe toți care sunteți la început și care urmăriți pagina Bisericii Peniel. Vă încurajez să urmăriți, pentru că tot ce se întâmplă acolo este de calitate, de valoare și este o biserică care este într-un plin progres. O biserică tânără. De fiecare dată când am mers acolo și am văzut sute și sute și sute de oameni prezenți, am mărturisit atunci și spuneam
e și o durere în sufletul meu pentru că ați plecat toți aceștia din România și undeva a rămas un gol, dar era și o mare, mare satisfacție că tinerii din România care au devenit acolo familiști cu copii fac eforturi colosale și sunt întotdeauna activ și prezenți la biserică și nu oricum plin de pasiune și de dăruire, cu cheltuieli mari și cu sacrificii mari care sunt mult mai mari decât sunt în România. Așa că, dragii mei, mă bucur, vă apreciez foarte mult și doresc pe toți care sunteți prezenți și care veți mai veni pe parcurs, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin, mulțumim, frate Gabi, și nouă ne este dor de slujirea ta, de vizitele, așa o dată pe lună ne vizitai la Duminica de Evanghelizare, la Duminica Prietenilor. Pot să spun că și aici pe pagină avem oameni care n-au pășit niciodată într-o biserică de pocăiți, dar care ne urmăresc și care ne scriu și care apreciază lucrarea pe care noi o facem, și noi sperăm ca prin aceste părtășii pe care le transmitem aici, într-o zi să vină și în biserică și Amin. Domnul să-i binecuvânteze. Frate Gabi, cum este viața în România în această perioadă? Cum este familia ta? Care sunt luptele pe care le duce un slujitor ca tine în această perioadă? Deci să încep cu România, trăim un timp așa de relaxare mai bun, mai ales dacă e să gândim prin comparație cum au fost primele săptămâni când am intrat în, ca în orice problemă în viață, când ai intrat pe un teren necunoscut, unul din lucrurile care te bântuie mereu este zona asta a întrebărilor în care nu știi răspunsuri și a fost foarte ciudat, chiar până în ziua de azi nu e lămurită și cred că mult timp nu va fi lămurit aspectul cu privire la acest virus care a venit efectiv dintr-o dată. Noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, totuși avem un avantaj enorm. Vorbesc aici de cei care suntem credincioși practicanți, care ne încredem în Dumnezeu. Și asta, așa spus pe românește, a te încrede în Dumnezeu înseamnă a ști că cel care a fi convins, dincolo de informație, că cel care controlează istoria de la un capăt la altul și fiecare perioadă este Dumnezeu. Odată, El coordonează pământul cu tot ce înseamnă El și apoi sigur că coordonarea asta lui Dumnezeu merge foarte amănunțit până la familie și până la viața noastră personală. Deci ăsta este un mare avantaj al credinciosului, al creștinului practican, care în perioadele mai ales foarte dificile din viață, cum a fost și în comunism, când au fost oameni aruncați prin pușcării și pedepsiți, ceea ce i-a ținut să reziste unii dintre ei până la capăt și chiar să iasă din închisoare să fie liberi, a fost credința asta în Dumnezeu, că El controlează fiecare aspect al vieții lor. Și asta le-a ținut ființa lor foarte trează și echilibrată, pentru că dacă nu muriai în pușcărie, mărturisesc oamenii ăștia care au fost acolo, dacă nu muriai de foame, omul rezistă foarte mult din cauza bătăilor și a tratamentului, o parte importantă dintre ei își pierdeau mințile și ei, securitatea și asta, făceau foarte multe și aveau foarte multe metode prin care vreau să distrugă mintea omului. Și atunci, ca să poți să rămâi cu mintea întreagă liniștit și chiar să compui cântări, unii dintre ei care au fost poeți, sau să aduni lucruri care s-au transformat mai târziu în cărți efective care au cucerit lumea, cum a fost și pastorul Wulbrand, deci pentru asta trebuie încrederea asta în Dumnezeu. Și eu personal spun că în prima perioadă, chiar m-a sunat cineva că m-a urmărit tot timpul și zice: frate Gabi, am văzut o diferență, că la început erați fricos un pic, v-am văzut și în predică. Oamenii studiază. Da, și am văzut că cineva din Olanda m-a studiat foarte bine, poate că și acum cu noi. Și am văzut cum spuneai că te spălai pe mâini, că erai atent și exact așa am fost, foarte disciplinat. Chiar cei din colegii mei de aici, din oraș și din biserică, mi-au zis: băi, ești prea disciplinat. Și am zis: nu, una din calitățile unui slujitor este că trebuie să știe să fie și disciplinat, adică echilibrat, atent, să respecte regulile, să nu fie erou când nu trebuie să fie erou. Că aici am văzut la
confrații mei că au devenit eroi când nu trebuiau să fie eroi. Și atunci când trebuiau să fie eroi și să fie pe baricadă și să lupte, nu prea erau. Dar acum au găsit, cred că, portița și șoseaua asta, Tiberiu, goală. Și a zis, bă, nu-i mai nimeni erou acum, ia să fiu eu. Și câțiva și prin preajma mea aici au fost și sigur că eroismul lor, în cel mai bun caz, a sfârșit în spital și odată cu ei și alții. Și unii chiar au mers mai departe, da? Adică au plecat din lumea asta, din prea multe eroisme și am văzut, au mai scris așa, bătută apropo, cred că și la mine și la alți predicatori cunoscuți, că unde suntem, că unde ne-am ascuns, mai ales în prima perioadă, dar noi eram foarte bine, stăteam și noi cu familiile, că atunci când tot plecam, ne tot întrebau, dar dumneavoastră nu stați cu familia, dar dumneavoastră nu stați cu nevastă, acum, ăsta e soiul de oameni care în general nu poți să-i mulțumești, că acum când eram cu familia și cu copiii, zicea unde sunt. Așa că perioada asta a fost interesantă, am trecut din prima parte în care puțin ne-am acomodat și așa, dar după aceea, ajutați de credința în Dumnezeu, am acceptat și am văzut foarte clar pentru viața noastră personală, ca și familie, ca și biserici, ca și gândire și mentalități, că aveam nevoie, punem noi vorba asta, ca de aer, de momentul ăsta de oprire, în care am văzut că Dumnezeu a spus stop, dar a spus întregii planete, că ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu spune stop la o familie, la o zonă din România, la o țară, tot timpul noi spunem, măi, ați mai păcătoși, ați mai răi, cred că din cauza că o dat legea asta, cred că o făcut asta. Suntem experți în a găsi răspunsuri când se întâmplă altora. Dar acum, dacă ni s-a întâmplat tuturor, toți trebuie să ne tragem coarnele în jos, ca Melcu, și să spunem, ia să vedem în viața mea de ce Dumnezeu a spus stop. Și sigur că dacă am fost înțelepți, și sper că am fost, am putut să vedem foarte multe răspunsuri pe care Dumnezeu le-a dat prin această oprire. Slăvit să fie Domnul! Da. Am înțeles, frate Gabri, că chiar urma să aveți o nuntă în familie și situația asta a creat un pic de problemă. Da, sigur că pentru foarte mulți dintre noi, printre care ne numărăm noi ca și familii, mari planuri concrete care le-am avut, normal, ca și orice familie și orice om, s-au blocat efectiv și sigur că acum puteți să zâmbiți dumneavoastră, eu zâmbesc și eu, că ce să fac acum? Deci mâine era nunta băiatului nostru și al lui Robert cu Tania și sigur că vă dați seama că lor asta nu mai eram eu aici pe Zoom, pe Facebook să predic acum, cred că eram învăluit și cred că era o noapte albă cum a fost și la fica noastră. Deci nu a fost simplu. Mi-aduc aminte că foarte greu am echilibrat-o și am încurajat-o pe viitoarea noastră noră, logodnica lui Robert, că a plâns foarte mult. O mireasă, o potențială mireasă este diferită, fragilă. Când îi se ia un vis din ăsta, e complicat. Și cred că în situația asta sunt și mulți alți tineri care au vrut să se căsătorească. Mai ales și ca slujitor știm asta. Fetele, miresele, pentru ele nunta și pentru un mir, dar totuși bărbatul, băiatul e diferit puțin, dar el este punctul cel mai înalt. Zicem, de când sunt mici, fiecare fetiță visează să fie mireasă și când tot proiectul se duce și curge efectiv că va fi foarte ok și dintr-o dată să ia și e și chestiunea asta, nu mai știi când. Foarte mult și anunțat, anulat pentru anul viitor. Noi astăzi am anulat conferința cu bisericile din septembrie, am amânat-o pe decembrie. Dacă vom putea să o facem atunci, vom vedea mai târziu. Frate Gabi, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să binecuvânteze familia dumneavoastră, casa dumneavoastră, planurile pe care le aveți. În această perioadă de 3 luni, frate Gabi, ce hobby-uri ai? În afară de predici, în afară de rugăciune, ai ceva hobby-uri ale tale, așa, frate Gabi? Să știm despre tine aici, la Peniel sunt mulți tineri care vor să știe. Să văd cât pot să spun ca să nu dereglez pe cineva, glumesc. Da. Acum. Deci nu știu dacă a bea cafea e un hobby, asta e un obicei. Deci am și slăbit în perioada asta fizic, sper nu spiritual. Dar
Am băut foarte multă cafea, oricum întotdeauna mi-a plăcut cafea. Dar eu am văzut odată o poză acolo în care ai o roabă cu mere din alea faine, da, mari. Da, bun. Și cafeaua m-a ajutat puțin. Nu vreau să-i fac reclamă la cafea, deși am niște prieteni care au business cu cafea și se bucură să spun asta. Dar m-a ajutat așa, pentru că obiceiul ăsta a umplut un mic spațiu care era. Și după aceea am intrat cu toată puterea mea, că poate nu o să credeți acum, deci m-am apucat de lucru. Aveam niște programări aici în casă, să schimbăm niște uși, dar sigur, astea erau chestiune pentru un meseriaș, așa mai departe. Și acum trebuie să vă spun că fratele Gabi s-a apucat de treabă, am schimbat 7 uși, ca și în poezia aia lui Costache Ioanid, 7 uși. 7 uși am la casă, toate. Eu le-am schimbat fiecare, m-am chinuit, mi-am bătut capul, am studiat, am pus bolobocul, am ceva nativ din familia mea în construcție așa, și am pus bolobocul și asta, și mi-am cules și apreciere lui nevastă mea. A fost foarte frumos și vreau să spun, dragă Tiberiu, că le-am pus pe toate 7. Mai am puține rămase, am zugrăvit pe lângă ele, le-am reparat, deci sigur nu ca și cum ar fi deci făcut. Și Apostolul Pavel zice că și predica și muncea la corturi. Da, pentru deci că am făcut... Nu-i bine să fii un pastor din ăsta care să nu știi să bați un cui, nu? Deci nu mă încadrez acolo. Știu, este textul ăla din Biblie cu ispravnicul care a fost amenințat de stăpân că îl dă afară și și-a făcut socotele și a zis să cerșesc, nu pot. Deci aici nici eu nu pot. Deci nu pot să cer un măr la nimeni. Și să cerșesc nu pot, și el avea o problemă. Și să cerșesc mi-e rușine, să lucrez nu pot. Și nu știa ce să fac. Am zis, bă, cu cerșitul și eu sunt exact ca el, dar de lucrat pot. Deci aici l-am depășit pe dumnealui, așa că am lucrat. Și apoi în al doilea lucru, care aici chiar intru în hobby, ușile n-a fost un hobby, dar a fost totuși o chestie în care m-am bătut cu mine însumi și am zis, bă, trebuie să poți, orice om trebuie să poată, dacă e normal și asta să bagă cu toată forța, reușește, așa că vă încurajez. Și am zis, bă, nici nu, acum nu sunt nici bani, nu mai plătim meserea și acum stăm în casă și lucrăm. Ore multe, greșești, o întorci, o învârți. Decât să stai într-un pesimist din ăsta în care să tot numeri morții și să vezi știrile, mai bine să lucrezi pe lângă deci casă, am, nu? Am renunțat total la știri și am început să fiu un om, cum îmi place să fiu, creativ. După aia, mutându-mă în zona hobby-ului, eu, așa cum ai văzut merele și asta, am o mică grădină pe aici și m-am apucat de chestiunea asta. Am curățat pomii. Deci, în ultimii mulți ani, nu vreau să spun numărul lor, îi urmăream așa pe geam când plecam, când veneam de la aeroport câteodată noaptea, mă duceam să văd merii cum stau, cum asta, mai apucam să-i stropesc, să-i... A, foarte dificil. Acum fiecare evoluție a lui, de la mugurire, de la înflorire, de la fratele Hozan, când am fost la ordinare de păstor cândva, a ținut o predică, că povestim un pic seara asta, și nu o să uit niciodată predica dumnealui. Atât mi-a plăcut, uite, Odniel, care ne filmează aici, este din Piatra și exact acolo predicat la un unchi de-a lui. Și a povestit el despre faptul că, zice, bă, ca să poți să ai niște flori și să florească și asta, trebuie să vorbești cu ele. Eu am zis, bă, fratele Ozane, trebuie să vorbești cu ele ca să facă copaci, mere și prunii și asta, trebuie să mergi să-i atingi. Să pui mâna pe crengi. Să... Deci e vorba de o relație. O relație între tine și natură. Pomicultură sau flori sau tot. Și ne dă un exemplu. El la Sebeș, acolo lângă Sibiu. Sebeșel, cum a zis el. Și a zis că, uite, era un om bețiv. Bețiv, din sat, a zis că. Și avea o livadă. Și el cum tot mergea la bufet și se întorcea, tot timpul, și când mergea și când venea, trecea prin livadă. Și cum era și amețit, se oprea la fiecare pom, punea mâna pe el și avea nevoie, cred că era așa, atingea crendele și vorbea cu copacii. Și o zis, credeți-mă, făceau merea niște mere și tot satul se mira. Și bă, până la urmă, zice, bă, asta vorbește cu copacii. Și zice, ce s-a întâmplat? A murit bețivul. A murit. Și zice, în 2 ani de zile s-a pustit livada aia. Zice, nu a mai făcut producție. Și zice, uite, și-a explicat dumnealui și mi-a plăcut așa că a făcut de aici o paralelă cu pastorația și cu asta. Deci grozav, grozav. Deci cuvintele au putere. Am înțeles că este un japonez care a fost dovedit științific, este pe internet, care a vorbit
cu trei borcane de orez, pe unul l-a binecuvântat, pe unul l-a blestemat și pe unul l-a ignorat. Și cel pe care îl binecuvânta în fiecare zi timp de 21 de zile a avut o aromă frumoasă și nu s-a negrit. Cel pe care l-a ignorat s-a negrit numai deasupra, iar cel pe care l-a blestemat s-a negrit și în interior și deasupra. Deci există un miez de realitate. Că fratele a avut dreptate și dincolo de tot ce a predicat frumos atunci, am rămas și eu cu chestiunea asta. Sunt mulți ani de atunci, vreo, cred că peste 15 ani. Și ce crezi? Când veneam din Londra, să zic, sau din altă parte, înainte să intru în casă, dădeam o tură și atingeam pomii. Acum puteți să zâmbiți cei de pe internet că am luat-o și eu un pic, da? Și acum m-am reîntors cu toată forța. Acum nu zilnic mă întâlneam cu ei și acum azi m-am dus, m-am uitat la frunzele lor, le-am pipăit. Deci spun ceva, acum ori credeți, ori nu credeți, nu contează. O zis vecinii mei că niciodată nu au văzut merii mei atât de înfloriți ca primăvara asta. Deci când au înflorit în perioada aia, n-aveau frunze efective, erau toți albi. Am poză, vă pot pune, cred că am pe Facebook poză de atunci. Deci grozav. Și totul, gazonul, iarba, toate merg. Poate toată această verdeață pe care o observăm toți în perioada asta să aibă o legătură și pe fondul că nu mai există așa multă poluare. Deci eu acum, dacă nu-mi plac conspiratele ca mai interior, le-am zis, nu găsiți în mine un susținător. Bă, dar am și eu câte o alunecare, nu? Zic că una din conspirațiile mele, așa din mintea mea, este că chiar Dumnezeu a acceptat treaba asta, că cred că s-a vindecat toată creația în lunile astea. Știu că era ziua ecologiei și a nepoluării, cereau ca nu știu câte ore să oprească mașinile în toată lumea și conta chestiunea asta. Dar imaginați-vă acum 2-3 luni de zile la scară planetară cum s-a vindecat toate lucrurile, apele, ozonul, tot. Și frate Gabi, eu cred că Dumnezeu are și idei de genul ăsta. Gândește-te că eu sunt de aproape 14 ani în Anglia și în Anglia tot timpul era noros. De 3 luni de zile cerul este senin aproape 95% din toate zilele. Extraordinar, uite. Deci nu sunt nori, e senin. Nu suntem obișnuiți cu este cerul acum. Și îmi dau seama că totul este de la poluare. Legătura. Da, sunt convins asta și cred că a fost și o modalitate prin care Dumnezeu să vindece și poate că chiar va fi, din punctul de vedere a bolilor, o dispariție a multor boli cu ocazia apariției boala asta, s-ar putea foarte multe să dispară și să fie un lucru bun. Nu că ține neapărat să rămână. A zice că și stratul de ozon s-a refăcut, spuneau la actualități, că și stratul de ozon s-a îmbunătățit. Bun, frate Gabi, Domnul să te binecuvânteze, ai un hobby frumos, adică pomicultura. Pomicultura. Și vă mai spun ceva, am început în prima dată, când am avut timp, am pus roșii, ardei, făceam cu mulți ani în urmă, dar în ultimii 10 ani n-am mai avut, am fost prea aglomerat. Acum roșii, ardei, ceapă și le urmăresc în fiecare zi evoluția. Alt gust are ce punem noi în grădină decât ce luăm de la magazin. Da. Frate Gabi, să trecem într-o altă direcție, de la lucrurile astea fizice, la lucrurile spirituale. Am vrea să ne povestești, poate nu întotdeauna ascultătorii noștri au auzit despre chemarea ta la slujire. Ești chemat de Dumnezeu, ești folosit de Dumnezeu, ești solicitat în lucrarea asta de evangelizare, de predicare. Dacă ai vrea să ne povestești despre modul în care s-a produs această pasiune pentru predicarea cuvântului lui Dumnezeu și cum Dumnezeu te ajută și cum continui să faci lucrarea asta. Da, deci e bine într-un fel să povestesc asta. Eu n-am cu ce să mă scot în evidență, că veți vedea și din lucrurile care le spun așa liber, nu o să iasă în evidență decât altcineva. Dar e bine, Tiber, să spun asta pentru că poate să fie o încurajare pentru foarte multe persoane. În general, mai tinere, să zic că pornește chemarea acolo, din tinerețe, e bine să poarte un juc cineva, dar va fi o încurajare pentru că eu n-am fost un om atât de special și de diferit de restul tinerilor din generația mea, încât toată lumea să fie văzut în mine, de copil, să zic asta, de la 10 ani, de la 12 ani, de la 14 ani, de la 18 ani chiar,
un potențial slujitor și lucrător al lui Dumnezeu. Deci nu au putut nici unul să vadă așa ceva. Și vreau să arăt încurajarea, să aduc încurajarea asta. Chiar aveam foarte multe lucruri și defecte care puteau să deruteze ori pe cine, că eu aș putea să apar în zona asta. Deci nu să ajute pe cine să ăsta, da. Chiar am văzut acum pe Facebook și pe rețelele astea un copilaș la Virgil Ianțu, la emisiunea aia, care era mai de mult cu copiii, cu mulți ani în urmă, un copil, cred că de Focăi, talentat. Deci, bă, te uiți, cineva mi-o și trimis mie și frate Gabi, uite, România o să aibă un predicator. Chiar eu nu prea cred în miracole născute așa, dar eu nu mă înscriu aici. Deci nu eram ceva, o minte, pur și simplu în biserică, să zică, da, bă, ăsta recită 500 de strofe, are o memorie de aur. Deci, nu știu, nu că nu aș fi putut poate să învăț, dar vreau să încurajez că nu a fost ceva care să fie foarte remarcat de alții. Nici măcar de părinții mei, nici măcar de apropiații mei. Eu am un frate mai mare cu 17 ani ca mine, Beni Zăgrean, care este păstor. Și să zic, 17 ani, 17 ani. Când aveam eu 17 ani, el avea 17 în față. Deci deja el începea să slujească și cu ochii ei putea să vadă, bă, cred că fratele ăsta meu, cel mai mic din familie, s-ar putea să încalce pe urmă. N-a văzut asta. Și profesia mea și viața mea chiar am dirijat-o în alte direcții, nu în asta. Dar acum câteva detalii care iar pot să fie încurajare despre mine, cum am fost eu copil în raport cu biserica și cu asta. Deci am fost copil bun, ascultător, familie de penticostale, am mers la biserică, cel mai mic din familie, dar în mine nu credeam, niciodată n-am prevăzut că o să fiu unde sunt acum, nu că aș fi undeva, că fac ceea ce fac. Dar vreau să spun un detaliu foarte important sau în jurul lui câteva mai mărunte. Deci când eram copil și mergeam la biserică și erau evanghelizările consacrate iarna, eu iubeam foarte mult predicatorii. Mi-am dat seama mai târziu de treaba asta. Deci iubeam enorm de mult predicatorii și mai ales predicatorii buni. Buni însemna cei care au de spus ceva. Îi țin minte acum pe fratele Ezechiel, pe fratele Zaharia, pe fratele Hozan și mulți alți frați care aveau predică și mesaj care mergea la inimă. Și eu eram topit după ei, deci mi se întorcea capul, chiar părinții îmi zicea, nu te tot uita la ușă, tot îți întorci capul și te uiți în spate, nu te mai uita în spate. Dar eram atât de furat de momentul ăla când intră predicatul în biserică. Dar nimeni n-a remarcat, de ce? Nici măcar eu n-am remarcat asta. Dar toată copilăria mea am fost mișcat de chestiunea asta. Și apoi mi-aduc aminte tot așa de faptul că explodam în plâns când predica cineva ceva foarte profund. Deci eram topit efectiv. Și cântăreții mi-au plăcut, dar în mod special predicatorii. N-am bănuit nimic, a venit viața, a mers la 18 ani fix, la 17 ani m-am angajat, trei schimburi, viață grea, trec peste asta, familie, cu 8 copii, numeroasă, sărăcie, greu. Mi-am făcut o perspectivă, aveam o fabrică care încă mai e în Beclean, aici metalurgică, atunci se făcea pe timpul lui Ceaușescu, contract, mi-am luat bursă din clasa a noua ca să pot să avem haine și papuși, că mi-a fost foarte greu. Și mi-am făcut contract pe 5 ani să știu că lucrez și am și intrat acolo la 17 ani, schimb 1, schimb 2, schimb 3. La 18 ani am plecat în armată, un an jumate mă întorc, niciun semnal. După ce m-am reangajat în fabrică la 21 de ani, la 20 de ani jumate, am început să pun mâna pe cărți. Ăsta a fost al doilea semnal. Atunci am mai prins cărți, o carte, două, a venit Revoluția. Au apărut manuscrise din astea cu studii și am început să citesc. Am început să știu la servici că mai aveam 2-3 pocăiți oameni mai în vârstă și tot mă surprindeau. Și bă, cititorule, ce tot citește acolo? Și m-a prins cititul și am început să citesc și să citesc și să citesc. Am ajuns la 21 de ani, n-am dat niciodată niciun îndemn în biserică. Deci nu m-am botezat la 17 ani, sunt la 21 de ani. S-a început o mișcare care, în biserica în care și acum, în Beclean, o mișcare nouă, mai în centru, cu un grup de vreo 30 de oameni. Am plecat micuți după Revoluție și s-a ajuns la un impas, trebuie să vă spun asta. Nu mai avea pastorul Beni Zăgrean pe cine să pună la îndemnuri. Erau 2-3 și tot i-au învârtit, că știi cum e. La un moment dat, o lipsit aia și către mine, a fost genul de om, nici nu a vrut să-ți bage frații în față. Și a zis, știi ceva, n-ai ce face acum? Dimineață pregătește un salm. Cum eu? Îl citești?
Că atunci era asta, merea un om citea un psalm și ne ridicăm și ne rugăm, nu zicea niciun comentariu. Zice, citește un psalm dacă vrei și poți să spui ceva, spui, dacă nu, scurt și ne rugăm. Aici a fost semnalul, căci eu m-am dus, am citit psalmul și am vorbit vreo 5 sau 6 minute despre psalmul ăla Tiberiu. Deci atunci eu m-am descoperit pentru prima dată în viață pe mine și odată cu asta, de-aia vă încurajez pe toți, chiar dacă nu vedeți nimic în voi, că s-ar putea, trebuie să... Încă nu știți nimic despre voi. Nu știți nimic despre voi. Deci în ziua aceea eu am aflat și toți oamenii, 40-50 de oameni și prieteni în care am crescut, atunci au aflat, eu și ei am aflat ce a pus Dumnezeu în mine. Deci atunci am aflat în ziua aia, în 5 minute. Am vorbit cursiv, fără întrerupere, încât toată lumea a rămas șocată. Primul care a rămas șocat eu. Deci exact după ce m-a scos Dumnezeu din priza lui, am zis, bă, nu se poate, visez, e adevărat. Toată lumea pe lângă mine, fete, băieți, prietenii mei, bă, ce-i cu tine, bă, dar de unde ai putut, cum ai putut? Și eu zic, nu știu, abar n-am, nu știu nimic. Deci până la urmă o chemare autentică a lui Dumnezeu, sigur că ea se dezvoltă și șlefuiește, dar chemarea trebuie să o afli tu și trebuie să fie o surpriză chiar și pentru tine. Miracolul chemării lui Dumnezeu. Că dacă copiez, dacă forțez nota, dacă încerci, am văzut destui în viață de genul ăsta. Nu merge. Deci chestiunea aia care înseamnă asta, e un miracol. E un miracol pe care Dumnezeu îl pune în viața ta. Sigur că pe parcurs după aia mi-am dat seama, acum am iubit o predică, acum am iubit o biserică, acum mi-am fost drag, ce timid eram, ce retras eram. Dar de fapt în mine Dumnezeu era pusă sămânța. Dar eu nu știam asta și a fost o mare surpriză. La 21 de ani am aflat că aș putea vorbi în public. La 21 de ani. După aia a urmat ce a urmat. Sunt multe de spus, dar vreau să vă încurajez niciodată să nu, și eu ca pastor și tu Tiberiu, nu putem să știm ce în oamenii de lângă noi, ce valori au pus Dumnezeu în ei. Și cred că și tu și noi am avut surprize și îmi doresc să mai am și văd de multe ori că unii forțează nota și în alții vreau să văd scânteia aia. Bă, când zice trei vorbe și mai văd și când îi văd mă și ridic și îi încurajez în biserică. Zic, bă, bravo! Alții vor, eu nu eram unul care vroiam, eu tot timpul m-am tras în spate. Și sigur că acum trebuie să mai spun un lucru, suntem în mișcarea evanghelică, credem în revelația și în vorbirea lui Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, că după chestiunea asta care am experimentat, sigur a venit lupta, bă, a fost o întâmplare, știi, diavolul, toată lumea lui a venit și s-a ocupat de mine ca să nu mă duc unde m-am dus până la urmă. Și atunci a fost nevoie și am fost la o conferință tot așa luat în plus, dar nimic nu le-a voia întâmplării. Era o conferință la Sinaia cu doi profeți veniți din Canada, canadieni, nu români, și din Cluj, din toată țara, au fost chemați câțiva printr-un o asociație din America, acolo după anul 90 și chiar în Sinaia, într-un hotel luxos în care... aparținând regatului în care a fost Ceaușescu, în fine, și o persoană care trebuia să meargă acolo, care era și slujitor, nu a mai putut să meargă. Și eu am fost așa, zice fratele meu, zice, te iau pe tine. Și am apărut eu, copilul, nu eram în surani, nimic, am apărut eu la conferință la Sinaia. Eram bun de dus plasa, geanta, stăteam și eu într-un colț acolo. Ca să vedeți puterea lui Dumnezeu, am avut prima seară cântare, rugăciune și o zic că de dimineață noi vom sta la dispoziția lui Dumnezeu și ce ne spune Dumnezeu să vă spunem, o să vă spunem și despre cine. Și a fost ceva total nou pentru România, pentru context. A pus un scaun lui niciodată acolo în centru și a zis, nouă Duhul lui Dumnezeu ne va spune cui trebuie să avem un cuvânt profetic. Voi vă rugați și noi o să venim să punem mâna pe persoana aia, pe el. Și persoana aia trebuie să vină să se pună pe scaun. Noi obișnuiți în genunchi, cu plânsete, cu bocete, cu spaime, cu tot felul. Cum am adunat eu o viață întreagă. Zice, să te pui pe scaun în timp ce vorbește Dumnezeu, era ca și ceva neclar. Da? Bă, tăcem, ascultători. Și spun Tiberiu, a început adunarea, rugăciune, cântare. Și eu, pentru prima dată în viața mea, atunci am auzit o voce care după aceea, sigur că mi-a devenit comună,
în care am auzit în mine așa, fără să fie ceva așa cum vorbim noi, tu vei fi primul. Și am, nu se poate, păstor din Cluj era și, îmi scapă numele lui, în fine, acum, pătuși, ne rugăm și îți dai seama, Tiberiu, simt deodată pe umăr, n-o să-i niciodată o mână aici. Am crezut că și mă topesc ca și o lumânare atunci. Definitiv mă topesc. Și m-am dus și m-am pus pe scaun. Și atunci ambii profeți au avut pentru mine cuvânt profetic despre tot ce voi face în viața mea și tot ce fac azi și tot ce am făcut în toți anii ăștia, e scris pe foaie. Deși acum am foaia aia, e învechită, e bătătorită, e stropită și cu lacrimi, că cam așa crește un copac duhovnicește, că tot timpul are nevoie de apă. De-a lungul anilor am stropit-o și tot, că vei călători mult, că vei călca pe un pământ străin, că vei duce Evanghelia. O să fie un timp de pregătire, dar nu să fie prea lung, pentru că eu o să lucrez în viața ta și o să te dezvolt foarte repede și o să te trimit în lucrul meu. Să nu te temi niciodată, pentru că eu voi avea grijă de tine, de toate lucrurile pământești, pentru tot restul vieții tale. Deci, momentul ăla, pentru curioși, odată acolo la tine o să pot să vă arăt hârtiile acelea, le iau cu mine, le port în general în geanta mea. Este un fel de mandat pe care Dumnezeu mi l-a dat la 21 de ani și jumătate. Acum sunt la 50 și tot traseul pe care Dumnezeu mi l-a spus atunci l-am urmat. Cred că e important să ascult de chemare. Cred că eu puteam, aveam libertatea să o iau. Cred că astfel de experiențe sunt necesare datorită îndoielilor, provocărilor, luptelor, da, care vin după. Da, v-am spus acum... Nu vorbesc prea des de chestiunile astea, deci acum am atins câteva puncte, să nu vă temeți, nu vă uitați la voi, mulți îmi spun, sunt emotiv, eu n-aș putea niciodată vorbi în public, de fiecare dată zâmbesc, poți. Și ce s-a întâmplat după conferință? Cum a pornit? După conferința asta, sigur că și conferința, de orice moment în viață, indiferent cât este de frumos pentru tine, sunt și oameni care zic, bă, nu se poate. Zice, ca și cu învierea lui Iisus, zice că unii l-au văzut și unii s-au îndoit. Exact, a zis, l-a făcut pe copilul ăsta acum marele predicator din România. Wow! Exact ca și cum au fost până la urmă și părinții lui Iosif, că au zis, bă, nu am venit noi părinții tăi să ne închinăm în fața, să stai un pic, e prea mare visul. Și până la urmă eu am înțeles pe oamenii aia care deja erau în slujire, deja făceau, și vine un nimeni și pur și simplu îi pune lui în ghiozdan asemenea lucru. Și era atunci și îndoiala asta cu străinii și zice, bă, acum au venit americanii, canadieni, ne fac pe toți păstori, îi fac pe toți mari lucrători. Și a fost, după aia o trebuie să duc bagajul ăla. Dar totuși de aici încolo, în viața mea s-a plantat ceva care în toate luptele că au fost multe, nu mai fi putut smulge niciodată. Niciodată. Pentru că de aici a început să eu să apar la îndemnul și de aici, exact cum a spus Dumnezeu la Biblie, am adunat, am strâns, am început să fac studii, seminarii, tot ce a fost până Cluj, pe ăsta, fără frecvență, cu frecvență redusă, tot. Deci a fost o perioadă de câțiva ani de zile în care am adunat. Deja am început să vorbesc, așa câte puțin, la întâlnire de tineret și deja a pornit drumul ăsta. Sigur, la 25 de ani m-am căsătorit cu soția mea și după aceea, pur și simplu, căsătoria, că ce se întâmplă? Atunci când ești băiat, chiar dacă începusem să dau semnare foarte clare că Dumnezeu mă folosește, ca și tânăr îți lipsește o greutate, adică n-ai o postură, o poziție din care să te asume oamenii. Audiență e audiență, zice, un tânăr e un tânăr, zice frumos, zice asta, dar... Zice, n-are copii, ce știe el? Justament, deci nu... Și chiar mai văd și acum, când încep să spui niște lucruri care nu ți se potrivesc cu vârsta ta, deci nu este ok. Eu nu am fost genul ăsta, m-am dus să dau sfaturi la familiști, cum să se însoare și cum să trăiască, când eu eram un flăcău tânăr, deci... Mi-a plăcut foarte mult, s-a dezvoltat în mine pasiunea asta pentru Dumnezeu și după ce m-am căsătorit a început perioada efectivă în care am început să predic și dacă tot am vorbit de căsătorie acum, deci într-o chemare a lui Dumnezeu în slujire, este foarte importantă chemarea lui Dumnezeu, ascultarea ta de chemarea lui Dumnezeu, pentru că tu poți să mergi în chemarea asta sau poți să nu mergi în chemarea asta. Chemarea poate să rămână și au fost mulți care au ratat-o.
pentru că în împrejurările vieții de atunci eu zic, bă, sunt prea multe prețuri de plătit, e prea greu, nu mă bag. E foarte dură povestea și dacă nu te bagi, tu poți să pierzi pentru tot restul vieții tale. Unii au revenit mai târziu, dar n-a fost același lucru, alții nu au mai revenit niciodată și sigur că un om care și-a pierdut chemarea și-a pierdut într-un procent pe care nu vreau să rostesc acum, fericirea și împlinirea vieții lui, pentru că persoana asta nu va mai fi fericită și împlinită cum trebuie niciodată, pentru că asta e o chestiune pe care Dumnezeu o pune înainte să te naști. Este oricum ar suna acum, este o chestiune de destin al lui Dumnezeu, de un drum al tău, ceva special și unic pentru viața ta, care dacă îl ratezi, tu nu mai ai cum să fii, spun foarte clar, împlinit și fericit niciodată. Eu am întâlnit persoane genul ăsta, nu puține, care au ajuns oameni de afaceri, pentru că în general oamenii ăștia care sunt chemați de Dumnezeu pentru lucrare, cum o fac și eu și alții, sunt oameni capacitați de Dumnezeu, care pot să reușească și în alte zone ale vieții. Aproape în orice zonă ar putea să reușească. Am mai făceam și eu glume. Lasă, bă, că și cu ușile, ați văzut, le-am pus în boloboc, de să închid de fratele meu care meseria și alții au venit și au spus, bă, nu se poate, nu le-ai pus tu. Dumnezeu a făcut asta pentru ei. Și ei, dacă ratează chemarea, ei se dezvoltă în alte zone din viață. Și i-am întâlnit stopiți după chestiunea asta și au ratat. Și au niște dureri în ei. Dacă tu ești un om al lui Dumnezeu, ei se deschid la un moment dat și spun, bă, să știi că eu de fapt nu trebuia să fiu aici. Dar așa își duc durerea asta până la capăt. Știu câteva persoane care au început de la 60 de ani. Gata, de acum încep. Acum construiesc biserii, fac, da, bă, la 60 și 60, da, da. 25 și 25. Deci să vorbim clar. Niște diferențe, da. Și atunci chemarea asta a fost în viața mea și sigur că momentul căsătoriei, când Dumnezeu îți dă un partener de viață, El ți-l dă. Când el e implicat și eu am cerut special asta, cu insistență, e multă discuție aici, în momentul căsătoriei mele, Dumnezeu a intervenit de mai multe ori și mi-a închis mai multe uși. N-am înțeles nimic din asta, pentru că după chemarea care am vorbit de ea, dacă Dumnezeu îți dă o soție care să înțeleagă chemarea, care ea însă să aibă într-un mare procent aceeași inimă ca ta, dă-mi voie să spun că chemarea nu se va dezvolta. Va rămâne blocată undeva, că am văzut destui predicatori cu chemări foarte speciale, dar pentru că soția lor n-au înțeles chestia asta, care înseamnă sacrificiu, care înseamnă prețuri grele, care înseamnă și foarte multe lucruri frumoase, și foarte multe experiențe grozave, dar care le descoperi în timp. Este o vorbă la noi, la români. Femeia te ridică sau te coboară. Eu am avut binecuvântarea de la Dumnezeu, că mi-a dat o soție care a venit din lume, care s-a pocăit din lume, care a trecut printr-un timp de prigoană, care a iubit foarte mult evanghelizarea și biserica și pocăința și ea când m-a întâlnit pe mine, a întâlnit mana lui Dumnezeu din punctul ăsta de vedere, pentru că ea până în ziua de azi a rămas deschisă pentru evanghelizare și în orașul Becrean o cunoaște lumea, că predică de la om la om mai bine decât mine. Și atunci s-a împletit o chestiune de Dumnezeu cu chemarea și căsătoria care m-a ajutat să dezvolt sau Dumnezeu să dezvolte în mine ce a început. Și mă opresc aici că... Slavă Domnului! Deci vreau să concluzionez și să încurajez pe foarte mulți tineri să creadă în chemarea lui Dumnezeu, să fie gata să plătească prețul. Vă spun că atunci când te bagi în zona asta slujirii, trebuie să ai spatele drept și să poți să duci multe poveri, pentru că în general nu te înțelege nimeni atunci. Și poate așa trebuie să fie. Nimeni. Nici părinții tăi, nici neamurile tale îți aruncă vorbe, îți spune că nu-ți place munca, că nu-ți place aia, că nu-ți place aia și trebuie să le duci toate astea și le poți duce, pentru că focul lui Dumnezeu din tine este mai puternic decât toată presiunea pe care diavolul și lumea... Deci dacă n-ai chemare, în mare parte riști să renunți. Pentru că prețul... Nu vreau să spun câte momente când am vrut să renunț, pentru că după familie, după ce îți dă Dumnezeu chemarea, Dumnezeu îți dă și succes. Tiberiu, asta e clar. Deci nu se poate una fără alta. Îți dă succes, îți dă întâietate, îți face trecere, este vizibil înaintarea ta, treci pe lângă niște oameni care sunt de foarte mulți ani acolo în biserică și nu au progresat,
treci pe lângă ei, pentru că Dumnezeu, dacă ți-a dat chemare, te duce în față și atunci apare invidia și atunci apar luptele de care le mai știi și tu și să ne deschidem prea tare rănile. Dar există această imagine în rândul oamenilor din biserică, nu la toți, dar la mulți dintre ei, că lucrarea asta pastorală e o lucrare ușoară. Însă eu cred că nu e chiar așa ușoară și dacă n-ai chemare, îi poate chiar foarte greu să reziști de multe ori. La câte... Deci am mai citat aici proverbe românești. Deci, cel mai greu este să lucrezi cu omul. Deci a fi pastor, slujitor al Dumnezeu, este, trebuie să lucrezi cu caractere, cu tot felul de probleme ale omului. Nu are rost să vorbim. Eu zic că este una dintre cele mai grele lucrări pe care o ființă umană le poate dezvolta pe pământul ăsta. Și cea mai frumoasă, cea mai înălțătoare, cea mai din cele mai. Și cei care primesc chemarea asta de a face lucrul ăsta, e un mare har de la Dumnezeu, dar este extrem, extrem de greu. Din cauza asta, în general, copiii de păstori, de predicatori, de slujitori, mai ales cei mai mari, refuză categoric să le pomenești că ar trebui să facă treaba asta. Și pe băiatul meu, pe Robert, tatăl mai chinuie câteodată, bă, nu, tati, nu vreau. Pentru că a fost lucrurile care au plătit prima dată. Ăsta mai mic, David, vrea, ăsta îi place, o prins o altă perioadă. Cred că și pe fondul ăsta al preoției tuturor credincioșilor, al democrației din biserică, al muncii care noi păstori o facem, muncă voluntară, că oamenii nu sunt obligați să ne asculte sau să facă cum zicem noi, se creează presiunea asta în munca cu oamenii. Bun, frate Gavi, Domnul să te binecuvânteze. Mi-a plăcut foarte mult cum ai povestit despre chemarea ta și va rămâne înregistrat. Cei care vor să revină, să se uite sau să distribuie, să vadă cum a fost chemarea fratelui Gabi Zegrean, Domnul să-i binecuvânteze. Am vrea să trecem la o altă secțiune din părtășia din seara aceasta. Dacă ai putea, frate Gabi, ca și păstor, să ne dai niște sfaturi din partea lui Dumnezeu, din ce ai pe inimă, pentru această perioadă prin care trecem cu toții. Sunt mulți care sunt efectiv dărâmați că nu pot să vină la biserică. Le lipsește așa de mult biserica. Apoi izolarea, apoi sunt poate cei care ne urmăresc din alte țări, din România, din alte părți, afectați material. Încă aici, în Anglia, de bine de rău, statul ne-a dat pe 3 luni salar la toți care am lucrat în ultimii ani. Și eu am primit pe 3 luni și nu-i chiar așa rău, dar poate sunt oameni care o duc și mai rău. Dacă ai putea să ne dai niște cuvinte din partea lui Dumnezeu în sensul acesta. Da, este o perioadă foarte complicată de interpretat, aproape uneori imposibil de interpretat, de a găsi răspunsuri. Cum spuneam, nu are rost să intrăm în alte discuții și trebuie să ne întrebăm cum să continuăm să facem față. Până la un punct am făcut față, mai bine, mai greu. Unul din motivele, dragul meu, Tiberiu, pentru care una este focul și chemarea din mine, care nu m-a lăsat în perioada să stau pe margini, pentru că într-un fel, acum zic și eu, nebunia asta, eram în drept după cât am tras și am alergat să tac din gură lunile astea și să mă închid fermoarul, să nu vorbesc nimic, adică să tot stau și ascult pe alții și să mă rog pentru ei și poate nu era ceva neapărat greșit, dar focul din mine nu m-a lăsat. Exact ca și Ieremia, noi am făcut studiul profeților, el avea de dus un mesaj neplăcut poporului și totuși zicea, n-aș mai vrea să-l zic, dar dacă nu-l zic, arde în mine. Este vorba de chemarea pe care ai menționat-o. Da, și acum ăsta e încă un răspuns că nu ai cum. Și atunci am zis, bă, cu unde pot, m-am reinventat, am știut că online nu a fost ceva de care eu m-am ocupat special, alții au făcut, am fost prezent în online, dar efectiv să-mi bat capul și uite așa, am avut o inițiativă cu nepotul meu, cu Oti, după au venit oameni aproape, am luat camere, sigur că mulți colegi de-ai mei din România nu e interesat deloc chestiunea asta, dar eu am știut că odată este foarte important pentru oamenii pe care ai pomenit, care vor avea probleme de natură psihică,
vor putea să intre în depresie, pentru că perioada asta te aruncă în oceanul ăsta întrebărilor. Aici, în Anglia, scuze că te întrerup, zice că a crescut bolile psihice în această perioadă, mental health e foarte ridicat în perioada asta. Da, da. Și plus apar tensiuni în familie, asta am citit și eu statistici, pentru că a crescut violența verbală în familie, pentru că, așa cum s-a spus de că specialiști, au fost persoane care stăteau câteva minute sau zeci de minute sau o oră, două împreună seara, vorbeau, plecau, fiecare era în ritmul lui și toți oamenii ăștia scoși în totalitate din tiparele în care au stat zeci de ani sau ani de zile, scoși deodată, aduși cu toți împreună și ne lăsați să iasă. Eu am aici puțină curte, am imaginat tot timpul oamenii care stau la apartamente, la blocuri, pe câțiva metri pătrați. Am vorbit cu prietenii mei și simțim că nebunim, deci numai. Și atunci a fost foarte mare nevoie ca toți care putem din toate direcțiile, am apreciat și cântăreții care s-au reinventat cu bucăți de cântări, s-au adus împreună, ca să putem să susținem mentalul și psihicul și profilul ăsta interior a omului. Toate pleacă din interiorul nostru și atunci prin toate astea am vrut să încurajăm, să luptăm, am răspuns la multe mesaje. Era multă disperare la un moment dat. Acum să zic că ultimele două, trei săptămâni. Fratele, scuze ca și o paranteză, fratele Vasile Micula face emisiuni muzicale în fiecare seară. Îi zic lui nevastă, fii atent acum când mă uit cum mă salută. Și imediat zice, frate Gabi, the grand. Pentru că îmi place și mie cântările lui vechi și tot timpul mi-a fost drag. Și uite și acțiunea lui, mi-a zis mai mult, mi-a trimis mesaj, uite, îmi place cântărețul ăla, l-am distribuit și eu. Deci uneltele astea prin care Dumnezeu ne-a ajutat să lucrăm în lunile astea au fost o reală vindecare și echilibrare pentru mințele și sufletele oamenilor. Nici nu știm exact câtă binecuvântare Dumnezeu a adus în perioada asta în sufletele oamenilor în modul ăsta. Apoi vreau să spun și să încurajez, știu persoane care efectiv Dumnezeu le-a adus la o pocăință reală și adevărată în lunile astea, care mi-au spus, dacă nu venea asta, eu nu știu unde ajungeam. Și mulți mi-au mărturisit că erau pe un drum și pe o mentalitate. Noi avem deja o listă de oameni care vor să se boteze în perioada asta, vis-a-vis de ce spuneai. Deci trebuie să acceptăm că în spate este o mână tainică a lui Dumnezeu, care cred că în foarte mare măsură a ajutat ca să putem să vedem viața, ca să putem să vedem lucrurile care ni s-au dat și în general toate într-un mod diferit. Cred că am exagerat, cred că n-am avut echilibru, cred că n-am avut lumină. Și așa cum spuneam și aseară într-o intervenție, cred că pentru mulți dintre noi chestiunea asta, bă, ce vrea Dumnezeu de la viața mea, care a fost foarte teoretic pusă și vorbit despre ea, a devenit ceva foarte concret acum. Și mă gândesc că o să fim foarte atenți la chestiunea asta, să vedem exact în ce direcții trebuie să mergem noi fiecare în voia lui Dumnezeu. Și asta ne va apropia într-o relație foarte profundă de Dumnezeu ca să găsim răspunsul la întrebarea asta. Și asta va face ca bisericii să fie foarte puternice, cu oameni foarte spirituali. Că spiritualitatea nu se măsoară cât de tare strigăm amin și aleluia în biserică, ci cât de mult ai învățat să depinzi de Dumnezeu în toate aspectele vieții. Și cred că asta e una dintre cele mai bune lecții pe care le-am putut învăța în perioada asta. Să depindem de Dumnezeu și de aici încolo să rămânem conectați așa. Sper, o să avem grijă și noi predicatorii să readucem aminte de treaba asta și să umblăm în lumina și în călăuzirea lui Dumnezeu. Și eu vreau să încurajez pe toți ascultătorii noștri ca să rămână conectați la dependența asta de Dumnezeu, nu de spaimă, ci ca și o realitate care au văzut-o, bă, Dumnezeu e la butoane. Dacă tu vezi președintele Americii că ajunge disperat și să bâlbuie la un moment dat, neștiind, se ridică unul mai mic care reprezintă sistemul sănătății și asta și spune ceva după președinte încercând să-i liniștească pe oameni, dar și el nu poate să spună mai nimic, să vine al vostru din Anglia, vine al Franței, vin toți îi ridică din numeri, vine Putin și zice, bă, nu știm ce să facem. Când vezi pe Dumnezeu în modul ăsta, conduce istoria. Și el spune stop sau nu, după aia zici, bă, trebuie să învăț să depind de Dumnezeu ăsta. Că Dumnezeu ăsta mă poate ajuta, mă poate ridica. Și acum urmează pentru noi bătălia asta economică. Era de prevăzut că va veni.
De eu spun tuturor celor care ne ascultă, vă rog să nu vă temeți deloc de chestiunea asta. Dumnezeu va purta de grijă de finanțele noastre, de finanțele dumneavoastră. Nu vă va lăsa. Cu siguranță, am mai spus, am învățat o lecție în 2 luni de zile, că am avut nevoie, credeți-mă, nu-i nicio jenă, de 2 perechi de pantaloni, de training. 2 luni de zile, spălată la lăsată, schimbată, spălată, schimbată, spălată. Câteva tricouri am învârtit în lunile astea, fără, n-am cumpărat nici o haină în perioada asta, de 3 luni de zile, nici una. Ani nu simți nevoia, nici n-ai nevoie, nici nu trebuie. Pentru că și noi avem mult mai multe decât 2 perechi, nu? Și așa mai departe. Deci o să învățăm niște chestiuni foarte, foarte de raționament, de logică. Cred că nu o să mai fim să ne aventurăm, să tot exagerăm, să cheltuim bani fără rost. Nu o să mai găsim, sper, la gunoi, în coșul de gunoi, bucăți enorme de pâine, de mâncare. Deci în frigider este pâinea, o repui. Nu mai poți să faci asta. Deci nu te mai lasă ceva să faci asta. Ori vreau să vă încurajez, să nu vă temeți de problema financiară, pentru că una, Dumnezeu ne poartă de grijă și vă mai spun ceva. Am învățat și noi să ne purtăm de grijă mult mai corect și mai echilibrat. Și pentru că ai vorbit de dorul de biserică, deci cred din toată inima că oamenii vor ajunge în sfârșit, după lecția asta atât de clară, să prețuiască biserica ca și închinare, ca să vadă cât e de importantă închinarea, în rugăciune și în cântare, și vor prețui oamenii foarte mult mesajul. Și cântăreții, și predicatorii, oamenii lui Dumnezeu promitem, și eu promit lui Dumnezeu zilnic, că o să mă adun, că o să fiu mai luptător, mai coerent, mai practic, mai aproape de inima lui Dumnezeu, că o să tai o grămadă de lucruri care au fost plusuri nenecesare în toată problema părtășiei și o să punem accentul pe ce trebuie și veți vedea cât de mult va conta 15 vorbe spuse în biserică cu înțeles, cu profunzime, cu credință, așezate, puse unde trebuie. Și vom mai vedea ceva. Ce efect vor avea și cum Dumnezeu însuși se va prezenta în bisericile astea și va lucra cu semne și minuni. Eu personal cred asta. Dumnezeu mi-a vorbit. Crezi că va fi o anumită trezire la un anumit nivel, da, acum când se vor deschide bisericile? Da, și cred că trezirea asta nu va fi în toate bisericile. Nu că nu mi-aș dori sau Dumnezeu nu vrea asta, ci pentru că nu toți au înțeles asta. Și pentru că sunt, din păcate, destui lideri care nu au înțeles multe lucruri care noi le-am povestit aici în seara asta. Care dorm. În perioada asta dorm. Dorm exact. Sau n-au călăuzirea. Momentul când n-au înțeles este faptul că pur și simplu nu s-au implicat foarte tare în perioada asta. Nu au luptat, nu îi vezi, nu se zdrobesc. Nu... Bine, poate fi în spate ceva, nu există. Trebuie, nu că vreau eu să spun sau tragem atenția asupra noastră, dar nu este posibil să tratezi cu indiferență când vezi că oamenii tăi nu sunt acolo nici măcar în procent de 50% alături de tine. E 50 jumate să fie alături de tine. Trebuie să te reinventezi. Nu contează că ai 60 de ani. Uite că tot l-am pomenit pe fratele Hozan. Omul seara are o audiență de 400-500 de oameni care îl urmăresc. Fratele din Canada, nu? Din Canada. Da. Și are 80 de ani. Bă, fraților, nu, hai să nu punem pe zona vârstei. Sau pe... Deci toată comoditatea asta și din ani din spate a fost foarte vizibilă și în lunile astea și din păcate va fi vizibilă și după. Eu am, îmi spun drept, din partea lui Dumnezeu așa un mesaj pe care l-am primit în perioada asta, în care Dumnezeu a spus că vor fi biserici în Europa, n-a fost vorba numai de România, de români, care vor trăi niște experiențe spirituale fantastice și frumoase după treaba asta. Dar nu toate. Și eu chiar sunt de acord că Dumnezeu a vorbit 100% așa. Că toate vor porni de la niște suflete însetate care Dumnezeu nu dă decât unde este o dorință, nu? Acolo. Exact. Deci acum cel care are și o a avut în perioada asta, îi se va mai da. Exact, cum scrie acolo. Exact. Cred că acum principiul ăla o să funcționeze după asta. Eu cred și aștept și din punctul de vedere vă invit pe toți care mă ascultați să fiți foarte pozitivi și economic, o să avem suficient, că nu o să mai avem ce am avut, poate chiar e bine. Dar o să fie bine, o să fie în regulă,
nu o să murim de foame, o să mergem înainte, dar cred că ținta lui Dumnezeu va fi zona spirituală. Și eu țintesc spre ea și dacă aia va funcționa așa cum trebuie să funcționeze, chiar lumea asta materială nu va mai deveni nicio miză, nicio frică, nimic. Există și legat de material voci că România se va ridica pentru că Europa rupe legătura cu China și nu vor mai distribui acolo multe lucruri pe care le-au produs acolo, vor să se reorienteze spre estul Europei și în felul acesta România va fi un centru pentru locuri de muncă. Vom trăi și vom vedea, dar cum ai spus, frate Gabi, de foame nu o să murim niciunul. Nu cred. Și în România, chiar fără fonduri, n-am auzit pe nimeni să moară de foame. Un lucru bun care vreau să-l spun exact în ideea care ai spus-o acum, că s-a aici și văd, mă mai plimb aici pe la noi, prin orășelul ăsta. Deci, au fost bucăți de teren, de grădini, în care erau bălării. Vreau să spun la ora asta... S-au închis și gym-ul, că... frate Gabi, s-au închis și sălile de sport. Exact. S-au obligat să facă grădinărit. Grădinărit. Roșii, cartofi, deci arată splendid toate grădinile. Fiecare bucată de pământ aproape este lucrată. Ceea ce trebuia de mult să facem, dar asta e. Deci românul știe, noi români avem o chestiune, când suntem un pic strânși cu ușa, ne place să lucrăm sub presiune. Deci, acum calculatorul, dacă îl folosești prea mult, se tot încarcă și după ce îi dai un restart, pornește așa de vioi. Probabil că pandemia asta va fi un astfel de restart la toate aspectele și spirituale și materiale și trebuie să fim pozitivi, așa cum spui. Da, trebuie să fim pozitivi, să ne gândim că o să fie bine și că Dumnezeu ne va păzi și vom putea să mergem înainte. Chestiunea este că eu cred că acum inimile oamenilor, că mi-ai zis cu 100 de oameni care vor să, sau ceva de genul ăsta, deci cred că inimile oamenilor sunt foarte bune acum, că noi când aveam câte un privec, câte o mormântare, citeam din Eclesiastul, inima e bună, am în casa strijare numai, nu puteai să transform toată localitatea în mormântări, nu era de dorit așa ceva, ca să devină inimile ascultătorilor bune. Dar acum cred că pandemia asta a reușit o performanță care este foarte, foarte interesantă. Eu urmăresc, inimile oamenilor au devenit mult mai sensibile la vocea lui Dumnezeu, mult mai atente la divinitate. Iar dumnealor ăștia care s-au dat în spectacol prin foarte multe parade și au îndobitocit omul și l-au depărtat de Dumnezeu efectiv și l-au distrus aproape în nebunia asta, cred că ăștia au pierdut un teren imens și asta e foarte bine. Asta e grozav de bine. Și omul se desmeticește. Omul se apropie de Dumnezeu. Îmi vine în minte o imagine când la World Trade Center au căzut blocurile alea, ca niciodată oamenii făceau așa cercuri în parc, în public, peste tot și se rugau din senin. Deci era o întoarcere spre Dumnezeu în orașul New York. Se pare că omul când este la necaz este mai sensibil, mai deschis și așa cum zici. Da, uite, acum am observat pe telefonul meu că primarul mi-a trimis un mesaj din Beclean, poate că se uită la noi, și era o frază acolo, am apucat să o citesc, zice să fim negativi când ni se face testul, dar să fim pozitivi în ce privește tot ce vorbim noi aici. Da, vrem să fim pozitivi. Se vor face teste și în România? Da, se vor face teste, zice, destul de masă, adică destul de mulți. Probabil că o să fim testați până la urmă în următoarele luni mai toți. N-am nicio problemă. Am înțeles că primarul vostru de la Beclean a fost la un moment dat primarul anului, nu? Sau ceva de genul. Da, da. Și acum trebuie să ne lăudăm cu asta că și s-a gestionat foarte, foarte bine problema aici în oraș, încât foarte târziu am avut niște cazuri, deci era gata să insista să avem și noi niște cazuri și numai că nu se reușea. Deci am fost foarte, foarte bine aici la Beclean și chiar județul Bistrița și România s-a descurcat destul de bine având în vedere sutele de mii de oameni care au venit din toate zonele în țară. Deci a fost în regulă totuși. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate. Ne bucurăm, frate Gabi, Domnul să te binecuvânteze.
dacă vrei în final să ai un gând și apoi o rugăciune pentru cei care ne urmăresc. Noi suntem penticostali și terminăm toate live-urile cu o rugăciune. Foarte un bine. Gând pentru ascultătorii noștri și dacă vrei să te rogi pentru toți care au nevoie de o rugăciune. Bun, deci gândul meu, că nu pot să am alt gând decât gândul unui evanghelist, dorința mea cea mai mare pentru mine, casa mea și pentru noi toți care putem să ne auzim sau ne-am auzit sau ne vom mai auzi, este să ne apropiem de Dumnezeu într-un mod serios și cu toată inima și să știți cel mai important lucru care contează acum în pandemie, după, este să fim într-o relație foarte bună și foarte apropiată și strânsă cu Dumnezeu. Într-un termen foarte consacrat la noi, la predicatori, născut din Biblie, să fim împăcați cu Dumnezeu, adică să fim în pace cu Dumnezeu și pentru că atârnă de noi treaba asta, să fim în pace și cu oamenii. Deci sper din toată inima că o să renunțăm la foarte multe atentate așa, la a judeca oamenii. Nu sunt acum un naiv să cred că toată lumea se va schimba, că oamenii răi au fost, sunt și vor mai fi, din păcate. Dar este adevărată fraza asta, frate Gabi, aici pe linia care o duci, că putem spune că atât de mult îl iubești pe Dumnezeu cât îți iubești aproapele. Pentru că există versetul ăla din 1 Ioan 4:8, pare mi se că cine spune că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede și urăște pe fratele său este un mincinos. Și unii fac o paralelă și zic atât îl iubești în adevăr pe Dumnezeu cât de mult iubești pe aproapele tău. Păi și eu cred la fel, dar mi-aduc aminte că mulți nu înțeleg asta și am postat pe Instagram, cred că am avut un moment așa de nostalgie, o evangelizare cu Speranța de pe un stadion și am zis mi-e dor de oameni. Mi-e dor de oameni și câțiva spirituali au început și mi-au scris comentarii acolo, că zic, nu frate Gabi, de Domnul trebuie să fie dor, nu de oameni. Și atunci am avut mingea ridicată la fileu, cum zicem noi, și am zis nu, cine nu iubește oamenii, n-are cum să-L iubească pe Dumnezeu. Adică asta e direct proporțional, nici n-are rost să vorbim. Așa că trebuie să ne apropiem cu toată inima de Dumnezeu și să ne apropiem unii de alții. Și cred că a fost o perioadă în care am putut să învățăm solidaritatea, ajutorul și cred că s-au dărâmat foarte multe prejudecăți și foarte multe bariere și cred că am putut să întrezărim destul de clar în perioada asta și pentru noi habotnici, între ghilimele, în lucruri mai puțin bune din zona religioasă, că am putut să întrezărim ce este esențialul creștinismului. Exact cum e cartea aia, creștinismul redus la esențe. Cred că acum, în perioada asta, am putut să vedem esențele creștinismului și a credinței în Dumnezeu și trebuie să ne încăpățânăm, indiferent cât ne-ar costa, indiferent cum va reacționa sistemele religioase destul de instituționalizate și greoaie și înțepenite care le-am văzut, cât de greu au mișcat aproape, că n-au mișcat în perioada asta. Absolut deloc. Eu sunt tranșant și direct. Și am putut să vedem esența și să vă spun un lucru tuturor, ceea ce ei va interesa pe toți oamenii din mare audiență care este în afara bisericii, dar care a privit spre biserică în perioada asta și spre cei care au reprezentat-o, ei vor fi interesați de esențele astea. Țineți minte ce vă spun. Timpul pentru a păcăli oamenii, timpul pentru a manipula oamenii cu bla-blauri și cu povești s-a încheiat. Pentru foarte mult timp, nu știu cât Dumnezeu ține lumea încât să uităm ce a fost. S-a dus pentru foarte multă vreme. Omul de astăzi va fi un om foarte concret, foarte coerent, foarte deschis și foarte direct. În ghilimele, capitalist. Exact. Și noi va trebui să-i răspundem concret la nevoile care le are. Și de aceea sfatul meu în final este apropiere de Dumnezeu reală, concretă, și după aceea să fim un răspuns pentru oameni. Pentru că foarte mulți oameni vor veni la Peniel și vor avea nevoie de un răspuns concret. Iar Amin. Va fi timpul când să prezentăm un Dumnezeu real. Când zic real, real. Real 100%. Și nu va mai merge, lasă că Domnul e pe aici. Dumnezeu este foarte concret de aici încolo, prezent și va trebui să-L lăsăm pe acest Dumnezeu să se arate. Va fi o vreme
spun eu Tiberiu și cu asta mă opresc, va fi o vreme în care va trebui să fim un fel de Ilie toți. Vreau să vă prezint pe Dumnezeu cel adevărat. Vreau să vi-l prezint. Că sunt foarte mulți iepuri, i-am numit eu teologi, un fel de teologi iepuri. Are tot, plimbă și tot îl caută pe Dumnezeu, ca și prorocii lui Baal, tot îl caută, tot îl strigă, tot îl cheamă, tot îl strigă și nu mai apare nicăieri de mulți ani. Și Ilie apare și zice, Doamne, arată-te. Și noi trebuie pe acest Dumnezeu să-l prezentăm oamenilor. Pentru ca după aceea ei să spună, acesta este adevăratul Dumnezeu și vrem să-l urmăm pe el. Chestiunile vor fi delicat de sensibile și foarte simple și tranșante. Și o să vedeți că nu că eu am dreptate, că Dumnezeu are dreptate, că va veni vremea asta care întotdeauna a fost. Dar noi am reușit pe oameni, că oamenii nu prea căutau pe Dumnezeu. Veneau așa la biserică să mai asculte ceva nou, ceva relaxat, cu gândul la vacanțe, cu gândul la viața bună pe care am avut-o, cu planurile pe masă care în procent de 95% funcționau. Acum perioada asta a zdruncinat toată planeta și acum omul nu mai are planuri și mai permite multe să facă și acum el vine și spune, acum vin la biserică pentru altceva. Acum vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu și noi trebuie să fim pregătiți pentru momentul ăsta, care va fi frumos. Acum mă rog, Doamne Tată care ești în ceruri, numele Sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos și în prezența Sfântului Duh stăm înaintea Ta, Doamne. Da, Doamne. Mulți oameni care stăm acum, Doamne, împreună în părtășia aceasta, nu ne vedem cu adevărat, cel puțin eu nu văd, Doamne, oamenii care s-au uitat. L-am văzut pe Tiberiu, robul Tău, în seara asta. Dar, da. Doamne, ochii Tăi au fost peste noi toți, indiferent că am fost în unii ochi în Anglia, cei mai mulți, sau în România, sau oriunde au fost ochii aceștia, Doamne, Tu ai avut ochii peste toți acești oameni în această seară. Da, Doamne. Dar, Doamne, noi suntem aici să spunem că noi Te iubim pe Tine, Doamne. Amin. Noi credem în Tine, Doamne. Și chiar dacă sunt atât de multe întrebări care n-au răspuns, Doamne, Tu ești răspunsul pentru noi. Faptul că Tu ne ții în mâna Ta, faptul că Tu ești lângă noi dispus să ne ajuți, să ne vorbești, să ne binecuvântezi, să fii cu noi în toate situațiile chiar grele și dramatice, noi rămânem liniștiți, Doamne. Tu ne vei arăta drumul prin Marea Roșie, prin pustiul acesta care urmează. Indiferent că el va fi religios sau economic, noi știm că Tu vei avea pâine și mană din cer pentru noi. Așa cum ai îngrijit de evrei, atât de multă vreme, de încălțămintea lor, de hainele lor, de mâncarea lor, de pâinea lor, de apa lor, Tu vei avea grijă de tot poporul Tău, Doamne. Te-ai dovedit în istorie puterea și o să-ți o dovedești până la capăt, Doamne. De aceea mă rog pentru cei care au o anumită frică, o anumită îngrijorare, pentru cele de fiecare zi. Doamne, mă rog ca Tu să-i întărești în credința lor, să le dai liniște și pace și odihnă chiar în sufletul lor, să se încreadă în Tine că Tu ești Dumnezeu care vei purta de grijă. Mă rog, Doamne, să pregătești inimile noastre pentru un timp de seceriș, pentru un timp de recoltă, pentru un timp, Doamne, când ochii noștri vor vedea inimile oamenilor doritoare să Te cunoască. Folosește bărbați și femei, familii tinere, Doamne, din Biserica Peniel, ca să fie martore ale Tale, Doamne, în perioada care urmează și să arate prin viața lor și prin mărturia lor că Tu ești un Dumnezeu viu și adevărat, care trăiești și care conduci viețile noastre. Doamne, folosește-ne în timpul care urmează. Te rugăm. Ține-ne, Doamne, într-o legătură apropiată cu Tine, Doamne, și când vei aduce vremea să ne reîntoarcem în biserici, Doamne, puterea Ta să fie într-o nouă măsură, Doamne. Te rugăm, Doamne. Puterea Ta să fie atât de vizibilă, Duhul Sfânt. Doamne, pregătește-ți biserica pentru timpul acela, Doamne. Atunci când vor reveni părtășirile, Doamne, fizice, directe, acolo să se prezinte norul Tău, Doamne, într-o măsură atât de profundă și de mare, încât oamenii care vor veni la întâlniri să fie vindecați, Doamne, în sufletele lor, să fie vindecați în trupurile lor, Doamne, și să-ți arăți puterea Ta prin biserica Ta în timpul care urmează. Doamne, folosește fiecare membru din biserica Peniel pentru gloria Ta, Doamne, întărindu-i în perioada asta și pregătindu-ne, Doamne, pentru timpul care urmează. Binecuvântează pe Tiberiu, soția lui, copiii lui, Doamne. Ține-l treaz
și folosește-l, Doamne, inspiră-l, călăuzește-l și dă-i, Doamne, orientarea de care are nevoie în perioada care urmează. Concretizează în mintea lui și în inima lui viziunea pentru anii care vin, Doamne, și fie ca puterea ta să ne călăuzească, Doamne, binecuvântă în casa mea, copiii mei, slujirea mea, Doamne. Știu că Tu ne-ai adunat în ultima vreme, Doamne, pe oameni care simțim, Doamne, povara slujirii și vei aduna mai mulți și mai mulți în aceeași călăuzire, în aceeași revelație, în aceeași direcție și Tu îți vei arăta pretutindeni, Doamne, puterea Ta de Dumnezeu pentru cei care o vor, o doresc și o cheamă și vei face un semn între popoare pentru cei care vor, Doamne, să stea la dispoziția Ta. De aceea, Doamne, las numele Tău peste noi toți, Doamne, care am fost împreună. Las numele Tău peste cei care vor reveni pe pagina aceasta, pe pagina Peniel și vor auzi programul și slujba serii în reluare. Doamne, pentru miile de oameni care vor veni, Tu să-i atingi prin puterea Ta, Tu să-i schimbi. Te rugăm, Doamne. Să aduci ridici o armată de oameni care caută fața Ta. Toate le-am cerut, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Îți mulțumesc și te binecuvântez. Amin. Amin, amin. Frate Gabi, ultima oară când ai fost la Biserica Peniel, a fost un botez. Noi ne dorim că atunci când vom deschide să fie tot un botez. Așa Aleluia. Că așteptăm la următorul botez să fii cu Biserica Peniel. Ne rugăm Domnului să treacă pandemia, să se deschidă toate lucrurile. Să poți să fii din nou în mijlocul nostru, din partea bisericii, din partea mea, din partea familiei. Îți mulțumim că ai fost cu noi în seara aceasta. Călduroase salutări la frații de la Beclean, la familia ta, la primarul orașului, Domnul să-l binecuvânteze, să facă o lucrare bună și ținem legătura. Rămânem Amin. Într-o părtășie strânsă. Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ascultătorii care ne-au urmărit în seara aceasta. Și frate Gabi, un ultim cuvânt dacă vrei să ai înainte de încheiere. Vă iubesc, ăsta e cuvântul meu, vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima și mi-aduc aminte de ultimul botez, a fost ceva extraordinar și cei care s-au botezat și cei care au venit familii întregi după și nădăjduiesc că va fi ceva mult mai mare când ne vom întâlni acolo, pentru că Dumnezeul nostru este foarte mare. Amin. O seară bună! O seară binecuvântată vă dorim la toți, multă binecuvântare, Domnul să fie cu voi și vă mulțumim că ați rămas cu noi până la capăt.